dar nu reușește să marcheze. Bate același Dan Nistor, lovitură de cap și gol, Screciu, până la urmă. Se petrece inevitabilul la centrarea foarte bună a lui Dan Nistor, nu Mitra, care a avut două lovituri de cap excelente ceva mai devreme, ci Screciu în minutul 55 deschide scorul pentru oaspeți. Dobro! Bate băieții de piciu, bă, liniile! Liniile! Cu siguranță că Dobro, la care strigă Marius Croitoru, este fundașul central Alin Dobro Savlevici. Iar Nestor... Joci fotbal! Joci fotbal? Bună întrebarea asta! Dacă nu gol! Încă o dată momentul cu Screciu înălțându-se de lângă Mitrea și reluând simplu cu capul în minutul 55. Un gol care face ca Universitatea Craiova să aibă în acest moment 7 puncte și să fie pe primul loc în această grupă D, în eventualitatea în care va reuși să țină de acest scor până la finalul acestei partide. Mai avem însă, nu au trecut decât 10 minute din repriza a doua.